Astăzi s-au inaugurat noile magazine reconstruite în urma incendiului din 26 mai 2010 în zona comercială Dragonul Roșu. Au fost prezenți ambasadorul Chinei, reprezentanții ambasadei Vietnam, primarul sectorului 2, primarul comunei Dobroiești și alte oficialități, care au fost întâmpinați de președintele grupului de firme Niro, Nicolae Dumitru. Investițiile se ridică la 16 milioane de euro, suprafața construită fiind de 25.000 de metri pătrați. Astfel, cea mai mare zonă comercială din România, Dragonul Roșu, a ajuns din nou la aproape 5.000 de magazine.